arăți spectaculos și superbă. Mulțumesc, mulțumesc, mi-a luat foarte mult timp, da. Nu, și bag de seamă. Nu m-am trezit așa, a durat ceva pregătirea asta. Și bag de seamă că n-ai stat degeaba. Ca viralul ăla stăm degeaba, mai muncim și noi, ai muncit ceva pentru seara asta. Zim că știu că toată lumea trage de tine și este pe repede înainte. Cum a fost colaborarea, cum a fost să lucrezi cu Cosmin, cu Micuțu? Pentru că ce se vede pe TikTok, pe Instagram, îți dai seama că ați filmat cam mult față de cât trebuia. Colaborarea cu el n-a fost o surpriză. Eu cu mulți ani înainte am început să lucrăm și a fost așa cum așteptam să fie, foarte relaxată, distractivă și o bucurie de fiecare dată. În general proiect nu erați cuplați, nu aveați nicio legătură cu unde ați jucat. Aici. Nici aici, așa pare. A, trebuie să ne uităm la film. În film? Da. Nu. Sunteți? Nu suntem doar colegi. Ah, ce păcat că ați fi fost cu Moș amândoi dacă erați și într-o relație. Cum a venit proiectul ăsta pentru tine? Ți era dor? Da, a fost ca o gură de aer. Pentru mine a fost... domnul Horia Brenciu, veniți să-mi stricați interviu, nicio problemă. Nu. Eu sunt strigător de interviuri. Deci vreau să știu, ați văzut până acum sau e prima oară când o vedeți pe Anca? Anca nu, pentru mine da. Anca trebuie să știe tot, eu o știu pe Anca. Asta e relația mea. Dacă ai văzut și alte premiere, că au făcut la Constanța, ați mai fost prin țară cu filmul. Eu m-am păstrat virgin pentru această premieră. Da. Și v-ați asortat cu un rol minunat. Da, e rolul vieții mele, practic, când eram tânăr, am avut... În epoca modernă, după 89, prezentator la primul team building și de asta m-au recrutat, pentru că sunt consultant la team building-uri. Aveați experiență, ca cum s-ar... Dar Anca a schimbat totul pentru mine. În ce sens să vă dați sfaturi așa? Pentru că știu că n-ai nevoie. N-a fost nevoie. Termină! Gata, e gata scena, asta e scena. Asta tot s-a terminat. Deci nu mai intrăm la sală, în sală, asta e tot, am văzut acum. Eu cu Anca pe iarbă și pe lângă noi trece Micuțu. Nu că știu că au trecut, noi ne-am pierdut în rolul nostru, știu că au trecut mai mulți pe acolo. Asta. De câte ori ați tras duble pentru rol? Nu știu. Puteți să spuneți acum. Nu mai țin minte, s-a întâmplat de ceva vreme. Nu, dar ne-a ieșit din prima. Din prima, prima. Asta vreau să auzim, dacă v-a ieșit din prima, deci doi profesori. Da. Trebuie să s-a auzit de undeva, gata? Da, asta da. Cadru secvență, am intrat, am ieșit. Da. Nici dacă să... ochii nici nu ne vezi, deci dacă strănuți, nu ne-ai văzut practic în film. Iar deci... după ce am terminat, toată iarba era culcată. Acum pe când un nou proiect, când va fi în videoclip, la noua piesă, pentru că... Da, așa s-a legat o frumoasă prietenie. Cred că nici nu m-am gândit la treaba asta. E bine că ai adus vorba, am ceva pentru tine. Te ține și nouă acum, dacă tot am... Pentru că e surpriză și pentru Anca. Și pentru el. Yes. Da, s-ar putea să fie prea scumpă după covorul. Să se duce în multe locuri, da, cred că va fi o surpriză. Mulțumesc pentru idee. Da, dar s-ar putea să fie și scumpă, că acum, uite-o, pe covor roșu toată lumea e peste ea, box office, o să fie și team building, nu știu ce o să... Altfel. Abia aștept să am ocazia să îi spun, mai ții minte când am făcut eu, acum e rândul tău. Tot după interes. Așa îmi place mie. Am înțeles. Iată, dar te înțeleg. Mulțumesc, distracție.